reluăm discuția cu Crina Vereș. Suntem în legătură, ne auzim, ne vedem. Crina, te întrebam până să luăm pauza de publicitate, cum putem să ieșim, să evităm, să, nu știu cum să mă mai exprim eu acum, din starea conflictuală pe care o considerăm noi ca fiind imposibil de ocolit, imposibil de evitat. Atunci când spunem că, bă, eu vreau să ies din starea asta, dar dacă în permanență cineva mă bagă în ea sau mă menține în ea acolo în starea asta conflictuală, n-am cum nici eu să ies. Cât aș vrea eu, eu fac eforturi, dar nu pot. Îmi convine să nu pot. Pentru că, așa cum ziceai, vorbeai despre o sursă mesecată de conflict. Asta pentru că am fost dresați să credem că sunt ceilalți de vină pentru ce ni se întâmplă nouă, nu noi. Și eu intră pe oameni care îmi zic, mă enervează tonul lui nevastă-mea. Serios? Prin ce magie tonul ei, care e la 1 metru, 5 metri, 10 metri de tine, generează în tine niște senzații. Cum îți dai tu seama că ești nervos? Păi nu știu, simt că îmi face ful prin burtă și mi se încoardă maxilarele și pumnul și privirea și nu știu ce zic. Dar și cum face nevastă-ta chestia asta? Că e o mare magiciană nevastă-ta, fă-mi cunoștință cu ea. Dacă reușește să facă chestia asta de la distanță, ce mișto! Da, ăștia se tot străduie să producă în alții senzații și uite-te că nevastă-ta face gratis. Adică... Da. Da? Ok, și când ai luat-o surprinzător, avea altă magie la ea, că numai te uitai la ea și o vedeai de departe sau de alte cele și îți produce alte senzații tari în corp. Deci, da, cred că pariez pe nevastă-ta condițiile astea. Deci, ceea ce se întâmplă este că noi interpretăm ce fac ceilalți, noi ne spunem în capul nostru o poveste despre realitate. Dacă nu mai suport să stai cu cineva, pleacă, frate! Adică ori îți schimbi părerea despre omul respectiv, ori te abuzezi. Distracție plăcută în continuare. Nu-i vina celuilalt că tonul unei nevastă a ajuns să te deranjeze sau că nu, copilul nu își pune ghiozdanul din drum și mă împiedic de el. Pentru copil nu e o valoare să-și pună ghiozdanul altundeva. Nevastă-ta așa a fost învățată, să bată din gură pentru orice faci și nu faci. Nu, ok, asta a învățat de la mamă, să dacă nu învață altceva diferit, o să facă omul ce-a făcut maimuța. Adică o să facă maimuța ce-a făcut omul. Nu e mare brânză. Suntem niște maimuțici care imităm comportamente până apăsăm pe butonul creier și ne punem întrebări. Mă, dar de câte generații se întâmplă chestia asta? Oare și generația mea o să facă la fel și generația copilor mei? Oare poate să facă cineva ceva diferit? Nu? Și atunci se întâmplă magia. Nu-ți mai dau puterea să produci senzații în corpul meu. Îmi asum responsabilitatea că ceva din mine e declanșat de ce faci tu, de o privire, de un ton, de o lipsă de activitate, de a face ceva sau de a nu face ceva. Și atunci îmi dau seama că nu mă îmbolnăvește și nu mă face să sufăr și să simt un conflict ceea ce se întâmplă în afară, ci faptul că eu fac ceva în capul meu cu ceea ce se întâmplă în afară. Și asta înseamnă antrenament. Ups! Dacă îmi dau seama că mi-o fac cu mâna mea, de fapt cu capul meu, nici măcar cu mâna, unde am de lucru, la mansardă, la schimbarea percepțiilor despre realitate. Și să-mi dau seama că niciun om fericit nu ar face rău cuiva și nu ar răni pe cineva. Și dacă înțelegem treaba asta, ne dăm seama, cum zicea părintele Arsenie Boca, dacă am fi fost în papucii lor, n-am fi putut să facem altfel decât au făcut ei. Nu mai judecați pe oameni că judecata nu e a voastră. Și dacă vrei să judeci în continuare distracție plăcută, dar tu o să beneficiezi primul de consecințele judecăților. Crina, tu lucrezi cu oameni în sensul de a-i vindeca, mă rog, de a-i învăța să se autovindece, da? Mulțumesc, mulțumesc că ești primul care nu îmi zice că-i vindec pe oameni și care și-o dat seama că, mă frate, nu vindec pe nimeni, n-am cum. Am zis bine, da? Nu pot să stau 24 din 24 pe umărul vostru ca și Jiminy, grerașul lui Pinocchio și să zic, Pinocchio, îți crește nasul dacă minți, vâne zâna, uite ce se întâmplă, bau, nu, na, pot, unii mă mai aud în capul lor că nu mai vin pe la cursuri, tabere și zice, știi că ești cu mine prin casă, Doamne ferește.
Vreau să te întreb, autovindecarea asta stă în mâna, în mintea, în sufletul oricărui om sau există oameni care cât s-ar dedica ei autovindecării nu reușesc să se vindece? Adică știu eu, autovindecarea asta prinde numai pe un anumit segment de oameni care au niște caracteristici sau dacă okay, vrei într-adevăr să te autovindeci, te autovindeci. Ok, hai să o înțelegem pe aia. Când îi să ieșim din lumea asta, ieșim. Și pe chestia asta am ajutat un om să scape de cancer, de ficat, am stat pe capul lui o grămadă și am murit în accident. Adică, paradoxul, na. Pe altul să scape de cancer la plămâni, la ficat, la nu știu ce și a făcut ruptură de diverse organe, că s-a trezit el deștept să ridice, a vrut el să-și ridice singur mașina. Ce-a fost în capul lui, nu știu. Da. Și evident că mașina a câștigat. Deci când e de plecat din lumea asta, e de plecat din lumea asta. Din punctul meu de vedere, nu e oricum cum ieșim de aici. Și asta ține de noi. No, nu e ușor să renunți la o grămadă de atașamente, la filmele strămoșilor care rulează în cap. Dar pe chestia asta, no, de asta am făcut și eu și alții grupuri de suport pentru oameni. Când omul chiar vrea să facă ceva pentru el, să aibă ocazia. Dar am văzut oameni foarte dragi mie care nu cereau ajutor, care au preferat să moară decât să ceară ajutor de la cei din grup. No, și asta, din punctul meu de vedere, e orgoliu și prostie. Adică, mă frate, ți-o creat cineva un mediu și un cadru în care să poți să te vindeci stând de vorbă cu oameni și învățând despre tine și auzindu-te pe cineva care să te audă cum vorbești, cum îți formulezi realitatea de-ți dai cu ea în fizic și tu nu că na, să nu deranjezi, să nu, nu știu ce, mă, tu dacă cineva ar fi pe moarte sau într-o situație gravă, ai vrea să te deranjeze? Da, nu, ok. Deci e toată ziua orgoliu că tu ești mai deștept, mai șmecher și mai superior și tu nu-i deranjezi pe alții, ești mai bună și mai, pă, știi ce, cu asta mor de gât. Deci dacă omul insistă să nu facă ceva pentru el, na, o să-i pui la îndemână toate instrumentele. Că nu o să facă. Citeam aici că atunci când tot așa din materialul acela de prezentare conferinței susținute de tine undeva pe la sfârșitul lunii noiembrie, parcă anul trecut, material în care scrie așa: dar noi ne supărăm că suntem bolnavi și hotărâm să luăm medicament. Asta înseamnă că de câte ori suntem diagnosticați cu o infecție și suntem tratați cu medicamente, se reprimă faza de vindecare a bolii și trecem mai devreme sau mai târziu înapoi în faza de conflict biologic. Corpul nostru este foarte inteligent, noi trebuie să lăsăm natura să-și facă programul. Dezvoltă puțin toată deci, ideea asta. În momentul în care se produce, să zicem, da, de tuberculoză auzi toată lumea. Și că oamenii care erau săraci mureau de tuberculoză și bogații erau trimiși în natură să pape papa bun cu cărniță, cu proteine, cu aer curat, să nu facă eforturi și să se vindece. Da, bun. Și vine doctorul Hammer și explică chestia asta. Datorită fricii de moarte, la nivelul plămânilor se creează niște mici sau mai mari tumori în funcție de frica, dacă pentru moartea personală apar mai multe tumori. De la mici, mici până la din ce în ce mai mari proporționale cu frica noastră de moarte. Și tumorile astea, de fapt, sunt formate din niște celule specializate care știu să obțină mult mai mult oxigen din aceeași cantitate de aer și să o distribuie în corp. De ce? Pentru că pentru noi, dacă te ții de nas la un moment dat, da, știi că dacă n-ai oxigen o să mori. Și reflexul de supraviețuire e să-i dai corpului oxigen ca să trăiești. No, biologicul nostru știe că atunci când ți-e frică de moarte, trebuie să facă ceva să-ți aducă mai mult oxigen. Și asta face cu celulele alea, proporțional cu cât de multă frică ai zis tu, cu cât de mult și de mare și de aproape moartea. Ok, dar se creează tumorile astea. Și ele, dacă omul încetează să se teamă de moarte, că situația dispare, da, pericolul de moarte, poate fi o molimă sau te mierce, nu, așa ai scăpat. Nu mai servește la nimic tumora respectivă pentru că tu nu mai ai nevoie de aer în plus ca să nu mori.
Și atunci tumora începe să fie consumată de către niște bacil Koch sau micobacterii tuberculoase care mănâncă masa tumorală și ajungem să vedem acea spută pe care o scoate și la microscop îi găsești practic inculpații, cum zice sistemul medical, dar din păcate nu inculpații sunt cei care au dat tuberculoza pulmonară, era acolo să mănânce mase conflictuale, ca și cum am zice de fiecare dată când la un incendiu vedem mașina de pompieri, să zicem, ăștia au dat foc la casă. No, cam așa facem noi. Bacilii Koch, ăștia care, micobacteriile tuberculoase, vin de fapt să mănânce masele tumorale și norocul nostru e că n-am fost prinși în faza cât eram pe zona de tumoră și suntem prinși pe faza de tuberculoză, Doamne ajută. Îți mai dădea o dumă legată de, ioi, ai cancer și deja omul se vede ca în cer, adică plecat cu sorcova pe lumea elaltă. Da. Crina, acum am o întrebare care nu apare în desfășurătorul meu. Mi-a venit așa să te întreb, cum vezi tu lumea asta în care trăim noi? Așa, în general, lumea asta mare, nu numai lumea de la noi din țară. Lumea asta o văd minunată. Știu că pentru unii când se uită la mamă, ce se întâmplă, puteri, politică, pandemie, există, nu există virus, tot felul de întrebări de astea încuietoare, putem să scăpăm de el, ne îmbolnăvim, murim, dar de ce unii n-au simptome, de ce alții au, dar de ce acum ți este testul pozitiv, l-ai făcut peste 10 minute, ți este negativ, ce-i cu X0 ăsta? Nu, își pun oamenii o grămadă de întrebări, da, de șocuri. Zicea cunoștință că nu, vrea să comande pentru clinică niște kituri și se comandă din China și aia de la fabrică l-a întrebat câte pozitive, câte negative și pică fața. Adică, exact. Cum adică? Doriți și neutre sau numai unele da, pozitive? Da, ceva de genul și, noi și ambigue cumva, vreți să fie și neconcludente, să trebuiască să le repetați. Măcar câteva acolo așa de amoroarte. Da, exact. Da, no, bun. Și în condițiile astea în care unii văd o super manipulare, o teoria conspirației, alții văd o molimă și speriați și disperați de viață, nu, se trezește cineva să zică, Doamne, mulțumesc. De ce? Pentru că dacă îți dai seama că omenirea asta era la o vârstă emoțională de sub 4 anișori, da? Era nevoie de ceva să ne scuture și să ne trezească. Și atunci, din punctul meu de vedere, toți ăștia pe care lumea îi face satanii și că lucrează cu dracu și cu nu știu cine și că cu puteri oculte și cu mare brânză, eu nu li-s decât recunoscătoare. De ce? Pentru că prin intervenția lor asupra lumii nu fac decât să ne trezească și să ne ridice semne de întrebare. Da, cine îi să iasă din lumea asta, oricum o să iasă. Ei nu pot să scoată din lumea asta pe cineva, adică părerea mea. Cum zicea, tati, niciun fir de păr de pe capul tău nu se va clinti fără voia mea. Păi atunci, dacă toate astea sunt găduite, nu pot decât să mă bucur de viață. El asta mi-a zis, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, bucură-te de viață. Nu, ce o să fac? O să-mi ia ce? Viața, copiii? Dar nu-i de la ei. Dar, și nu o pot lua fără voia lui Doamne, Doamne. Și, sau dacă nu, nu mă vede, nu mă aude, n-au treabă cu mine. De ce? Pentru că nu fac parte din pendulul lor. Ce pendul ăștia universali sunt de fapt niște, să zicem, niște forțe din univers care sunt alimentate de cei care sunt pro ele și cei care sunt împotriva lor. De asta, dacă nu vreți să iasă cineva președinte, nu mai scandați împotriva lui, ci scandați pro cel pe care îl vreți, pentru că toată energia voastră se duce să alimenteze un pendul pe care nu-l doriți. Dar există niște oameni care sunt în afara pendulului, adică sunt neutri. Nu votează nici cu cei care sunt pro, nici cu cei care sunt contra, pentru că dincolo de treaba asta, n-am nicio treabă. Că lumea mă întreabă, dar ce o să faci? O să te vaccinezi? Habar n-am ce o să stabilesc în momentul ăla, nici măcar nu mă interesează chestia asta în momentul ăsta. Ce mă interesează e să mă bucur de viață, dacă o să pot să am mintea liniștită și echilibrată legat de ce e acolo, o să fac, dacă nu, goodbye. Da, că nu o să poți călători cu avionul, da? Am văzut lumea. Dar nu vrei să pleci nicăieri. Da, exact. Dar cine zice că trebuie să plec? Exact ca și chestia, dar trebuie să faci un copil. Cine zice că... Dar nu o să mai poți să mergi în Grecia. Bă, frate, am văzut în Grecia cât o vreo Dumnezeu. Dacă Dumnezeu să vrea să ajung în Grecia... Nu, știi cum? Nu o să intereseze pe ăștia... Dar poți să mergi la mall, Crina.
Apropo de ce spuneai mai devreme, de dramele unora că și-au rupt unghia și să gândesc la nu știu Nu o ce. să pot să merg la mall, ce să spun, la câte cumpărături am eu nevoie din mall, din partea mea ar putea să dea toate faliment. Eu nu sunt pentru Da, sistem corect. cineva care cumva să contribuie atât de mult la sistem. Nu-mi schimb hainele pentru că s-a schimbat moda și pentru că îmi fac hainele pe care le iubesc și pentru că mă simt bine în ele, nu contează ce modă circulă în afară, ele sunt tot la modă. Pentru că eu mă simt bine și e vorba de atitudinea interioară care te face să fii sau nu la modă. E vorba de starea pe care o generezi, de energie, de vibrație, de tot ce știm, că sunt niște câmpuri. Suntem niște ființe electromagnetice, nu suntem numai corpuscoli. Adică lumina din noi își spune cuvântul în orice situație. Ce înseamnă maturizarea emoțională, Crina, și care este rolul ei în prevenirea bolilor? Întrebare din desfășurătorii asta. Bine, ok. Maturizarea emoțională. Dincolo de o maturizare fizică, da, pareți cam de vârsta pe care o ai, da? Tu ești la un copil, 7 ani, are, se încadrează în barem, are înălțimea, are toți dinții, are greutatea, da, nu, zicem că s-a maturizat fizic. După care ajunge maturizarea intelectuală. No, hai să vedem dacă la vârsta ta ar trebui să ai niște achiziții. Da? Și psihologia au făcut niște scale din astea și niște trasee în care zice, no, până la vârsta ar fi trebuit să achiziționezi vocabularul, până la vârsta ar fi trebuit să achiziționezi diverse abilități și manualități și să faci tu niște corelații și dai un coeficient de inteligență și no, zici, ești sub medie în curba lui Gauss sau cu alți supra-dotați. Da, super inteligenți. Bun. După care există maturitatea emoțională. Maturitatea emoțională presupune să poți să reflecți la ceea ce se întâmplă în viața ta, nu doar să fii deștept intelectual și să dai răspunsuri bune la ce te întreabă profesorii la școală. Da? Mama lui Einstein îl întreba în fiecare zi ce întrebare bună ai pus astăzi, nu ce răspuns bun ai dat. Deci, maturizarea emoțională presupune să ajungem la vârsta de maturitatea biologicului nostru. Și chiar dacă noi biologic, să zicem, suntem capabili să ne reproducem la 12-14 ani, ok, marea majoritate până la 12-14 ani nu au maturitatea la care să poată să fie niște părinți capabili să crească niște copii. Dar ne uităm la ei că și la 35-40 de ani încă sunt cu mama acasă și le gătește mămica și stai. A căsucă mamă. Că ți bine aici, lasă, că viața e grea, femeile sunt rele, bărbații sunt nașpa. Stai tu cu mama și cu tata, că aici ți bine ție. Da, asta nu e maturitatea emoțională. Maturitatea emoțională presupune că la un moment dat să simți să te desprinzi de cuib. Și trece prin diverse etape și astea sunt corelate cu undele pe care noi le avem în creier din momentul în care ne naștem. Și copilul până pe la 3-4 anișori are niște unde predominant delta, pe care noi le mai avem doar în somnul profund și ele în somn super regenerator. Și asta e o perioadă în care, de exemplu, copilul e complet identificat cu mama. Mama se lovește, copilul zice au, că a văzut-o deja pe mama că zice au. Și așa învață, dă copy-paste ca o maimuțică. Copiază și reproduce. Și asta ne ajută să supraviețuim. De ce? Pentru că părinții noștri care ne cresc au supraviețuit în felul lor la realitatea, la jungla în care au venit, la mediu. Da, și atunci copilul în prima fază ia aceste atribute și trece printr-o etapă, ca un fel de arhetipuri, suntem într-o fază mai degrabă războinici, adică avem forță și acțiune. Ce înseamnă asta? Tu te duci cu copilul undeva și hai, ziceai tu la mol, da? Și copilul zice vreau tot ciolată și tu zici nu ți-au, se pune pe jos, bate din picioare, pleci cu 10 ciocolate de acolo. Da? De ce? Pentru că tu în capul tău mai ai încă 100 de chestii de bifat. Copilul are una și clară. De asta are forță și acțiune direcționată exact și punctual și unic pe ce îl interesează. După ce obținut-o pe asta, ești mâncat. Vreau o jucărie? Să vezi cum tu ai plecat după făină și ai plecat din mall cu ciocolată și jucării. Și zici, mă frate, te întreabă nevasta, nu, ai dus făină. Să facem pită. Mai mult jucării. Da, exact, mai mult jucării. Și făina...
Mă duc să cumpăr o pită, nevastă, știu, zic, mai bine, știi, nu mai Da. facem pâine, o cumpărăm că e mai simplu. Da, deci cam asta se întâmplă cu noi. Copiii trec prin arhetipul ăsta foarte puternic și reușesc să... De ce? Fiindcă noi nu mai știm să cuantificăm valorile. Ce e important? În momentul ăsta e important copilul meu să înțeleagă ce e valoros pentru noi și că dacă pentru mine nu e important să mănânce ciocolată pentru că știu că n-are ce să caute alcaloizi în corpul copilului sau dulce până la o anumită vârstă, nu-i dau frate ciocolată. Adică înțeleg că alcaloizi ăștia până la 14-21 de ani ar fi bine să stea departe de corpul copilului, cum e cacaoa, cafeaua și cola și tot felul de no, alcaloizi pe care noi îi dăm, da, văd părinții în parc cu sticla de cola la gura copilului, frate, butonul creier. Plus cât dulce are chestia și pancreasul copilului ce zice, dar pe ce îl interesează pe părinte că doar el doar la modă și că nu, cum să nu-i dai dacă te vede copilul, dar tu ce cauți chestia în gură, ai altă distracție. Crina, No, și pornind de la distracțiile astea. da. Spune, spune, scuză-mă. Ne maturizăm pe măsură ce integrăm aceste arhetipuri. De asta, de exemplu, până la 4 ani de vârstă emoțională ar fi trebuit să integrăm inclusiv moartea și orice formă de violență fizică, verbală sau din priviri. No, câți dintre noi încă ne mai scapă pedala și te uiți urât, ridici tonul, nu mai vorbesc de ăștia agresivi fizic care, na, no, asta este. Na, violență domestică, violență la job, violență cu noi înșine, na, când ștergem cu noi pe jos și ne zicem că nu suntem buni de nimic sau orice alte scenarii de genul. No, astea ar fi trebuit să înceteze până la 4 ani de vârstă emoțională, dar cine dintre părinții noștri, care dintre ei, au vârsta la care să fi reușit să-și depășească pe toate registrele vieții subiectele astea de vârstă sub 4 anișori? Da, nu vorbim despre moarte copilului, mă, dar știi, moartea, fenomenul ăsta de transformare există în natură. Te uiți, vine primăvara, înflorește totul, vara, toamna, roade, iarna când dispare frunzișul. Da, înțelegem niște ritmuri. Pentru că altfel o să o resimțim super șocant. Am fost în Bali și la un moment dat, oamenii ăștia au cu totul altă integrare a morții. Da, îi muriseră părinții unui copil, luat cu autostopul. Și îl întreabă unde te duci, no, de unde vii, ce-i cu tine, cum de ești singur, au murit părinții și mă duc la nu știu cine. Și copilul era foarte relaxat că-i muriseră părinții, nu era o tragedie. Dar au avut un accident de mașină, au murit și viața merge mai departe. El știe că cineva o să aibă grijă de el. Dar noi, mamă, cât am muncit pentru creatură, adică am făcut carieră și acum cu tot ce am muncit în carieră și cu resurse și cu de-astea, mamă, să vadă lumea ce o să iasă din pruncul meu. Da? Adică dacă eu n-am fost destul, acum vine pruncul și o să investim în progenitură tot ce n-or investi părinții noi. Mare prostie, mare. Și Adică atunci, al meu evident. să n-aibă, stai așa, Crina, că e și aici o vorbă împământenită, o tradiție. Al meu să aibă ce n-am avut eu. Din păcate, de multe ori noi pierdem din vedere ce am avut și ne-am uitat la ce n-am avut. Și am trecut și eu prin asta, că nu, am avut și eu niște maimuțe acasă, care au imitat pe părinților și am făcut asta și cu copiii mei. Și mă uitam la mama care, mamă, de la școală, de la țară, cu 7 clase făcute cu prăjitura, na, care nu știa să zică avocat și paracetamol și zicea avocat și peceamol și mi-era rușine cu ea, dar femeia îl avea pe Dumnezeu și ea știa de unde venim, avea niște ordine în ea. Nu, no, eu nu aveam chestia asta. Eu am crescut în lume, în societate și am vrut să fiu a societății ca să nu fiu ca mama. Și mi-a luat 40 de ani ca să ajung să vreau să fiu ca mama de la țară. Și să mă întorc la valorile ei și la liniștea ei și la bucatele gătite și luate din natură, că nu am testat și eu tot ce s-a putut testa de la toate junk food-urile și fast food-urile. Și după ce mi-au luat-o corpul de arătură, să vezi ce frumos m-a dat pe brazdă și am zis, nu, no, ok, ia hai să vedem cu ce am contribuit eu ca asta să se întâmple. No, în primul rând cu atitudinea, că noi nu suntem depresivi că mâncăm mâncare fast food, ci trebuie să fii deja depresiv să poți să bagi în tine fast food. Așa e. No. Că am primit fast food și le-am dat la câine și pisică și no, niște prieteni tot încercau să
convingă pisica și câinele să mănânce cioradul ei și noi am refuzat. Și la un dat pisica a început să fac și câinele s-a uitat așa, s-a întors și a plecat, ca și cum aia nu-i mâncare, ești prost, ce-i asta? Adică, bă, frate, noi mâncăm mâncare, nu gunoaie. Nu, așa am zis, mă, dacă câinele și pisica nu le-au mâncat, nu vrei să mănânc eu și copiii. Am mâncat pe vremuri, adevărat, culmea, în ciuda alimentației, pacientul a supraviețuit. Apropo de alimentație, de regim alimentar, de alimente, cam, mă rog, cam pe românește așa, cam ce trebuie să mănânce un om ca să facă, știu eu, față în întâlnirea cu bolile, da? Ca să iasă învingător din întâlnirea asta cu bolilor, cu bolile, știu eu, înainte de a apărea boala, în timpul bolilor și după boli. No, părerea mea e foarte simplă. Eu am făcut o grămadă de ani de nutriție, am fost la o grămadă de cursuri de nutriție și proful nostru scria pe tablă cu cretă și mă enerva cumplit că ia din timpul meu, că eu eram cu timpul contra cronometru și ăsta din timpul meu prețios ia 3 minute, 5 minute să scrie pe tablă cum ți-s gândurile așa, ți-i viața, starețul Tadei. Și am zis, bă, mă lași. După ce m-am vindecat de cancer, am zis, nenică, n-ai putut să-mi ții curs numai despre propoziția nenorocită pe care n-am înțeles-o până acum. Deci nu contează ce bagi în gură, cum zicea bunica, contează ce scoți din gură. Și ce scoți din gură e pornit de la mansardă, adică de la creier. Și din felul în care tu îți reprezinți realitatea, și dacă felul în care îți reprezinți realitatea îi de Doamne ajută și bun, n-o să-ți vină să mănânci porcării și dacă nu o să ai ce mânca și o să trebuiască să mânci parizel de la de 2 lei kilu și, cum zice românul, n-ai ce pune pe masă decât aia și o pită mucegăită, cu aia trăiești. Și sunt oameni care nu mănâncă numai super, mega, bio și eco și alte cele și îți prinde cancere și de boli. De ce? Pentru că în capul lor îi vraiște. Și îi plin de supărare, de nebunie, de furie, de resemnare, de neputință, de durere, de povești, de groază. Dar ăla, dacă e liniștit și mâncă ce are de mâncat și ce găsește și ce capătă de la cerșit de pe la unul altul, poate să supraviețuiască dacă are pace în el, dacă nu are, și să trăiască bine, mersi. Cum zicea părintele Arsenie Boca, dacă v-ar da o travă, faceți deasupra ei semnul crucii cu credință și se va transforma în binecuvântare. Și am pus niște filmulețe pe YouTube dintr-o tabără în care, cu un aparat din ăsta cu care poți să măsori niște conductibilitate în apă, se vedea cum se aprinde becul și se stinge becul generic. Și o apă moartă care nu conducea curentul, în momentul în care era luată în mână de diversi oameni, la unii se aprindea și la unii nu. Și erau mari maestri de ăștia, mamă, ce reiki și ce nu știu ce bioenergo-cucu făceau și nu s-a prins beculețul de niciun fel și a venit o tipă pe care lumea n-ar fi dat mare brânză. Părea așa mai nou, ziceai că nu știu dacă e educată, dacă e cei cu ea, nu era îmbrăcată deloc la modă, era mai plinuță, nu, și lumea se uita așa cumva dubios la ea, nici nu avea niciun fel de freză, era tunsă ca... No, femeia scăpată din orfelinat. Și ea, no, cumva biologic și fizic se purta cumva așa ca, no, încă puțin pe victima asta, dar Dumnezeu era cu ea. De ce? Pentru că femeia asta nu a făcut decât când o lua paharul în mână să zică Tatăl nostru, dar chiar să creadă. No, și când am băgat instrumentul în apă, la ea în pahar, s-a făcut o super lumină și toată lumea a zis, cine-i? Și au fost foarte șocați să o vadă pe tipa asta și toată lumea a întrebat-o, dar ce ai făcut? Și au zis, am zis Tatăl nostru, dar nu oricum. No, sau erau niște copii pe care am zis, ok, puneți acolo toate gândurile și iubirea voastră pentru mama, pentru voi, pentru tata, pentru cineva drag. Și la care erau doi frățiori, unul mai mare și unul mai mic, și îi zicea la mare lui cel mic, auzi, hai să punem pentru mama să vedem cine o iubește mai mult. No, și
se aprinde beculețul foarte tare la cel mare și la cel mic se aprinde la nu așa de tare, la care se zice, vezi, ți-am zis eu că eu iubesc pe mama mai mult decât tine, așa că de acum mama e a mea. Și la care a zis, ia dă tu paharul încoace. Și apa lui nu a mai aprins becul deloc și la care ăsta s-a speriat și a zis, bine, bine, și tu iubești pe mama la fel de mult, mama e și a ta. Și zic, dă paharul înapoi. Și iară s-a aprins becul. Deci, da, dacă avem puterea asta de influență asupra apei, inclusiv experiențele lui Masaru Emoto cu apa, care, na, vin și arată cât de mult putem influența apa și felul în care ea cristalizează. Na, gândiți-vă, toate emoțiile noastre negative, da, generează în biologicul nostru o modificare a biochimiei, că nu poți să fii furios, da, ai nevoie niște hormoni de stres, îți trebuie insulină, adrenalină, cortizol, toți hormonii ăștia care să te pune să faci față stresului, că nu ești nervos pentru că e zen afară și că totul e frumos și totul e minunat. Ești furios pentru că ceva nu e pe filmul tău, nu e cum ai vrea tu să fie. Și nu poți controla sau nu-i poți controla pe ceea și atunci te înfurii, fiindcă ai nevoie de niște resurse, furia. De fapt, este, să zicem, sănătoasă într-o anumită măsură. De ce? Pentru că te determină să mobilizezi niște resurse să rezolvi o anumită situație. Dacă furia se întoarce împotriva diverselor ființe, devine problematică. Și dacă ții cu dinții de ea ore în șir, de-a lungul zilei, ești furios, stă supărat, tot într-o stare din aia de neputință, de victimă, nu, păi, la un moment dat, hormonii ăștia care te-ar ajuta, îți consumă resursele și pa, pa. De ce majoritatea oamenilor, atunci când sunt bolnavi, nu apelează la terapii alternative? Păi nici eu n-aș fi apelat. Și merg imediat la cabinetul medical. Pentru că ăsta e dresajul, ăsta e transa socială. Așa am fost dresați de mici. Eu am umflat de virus de la mama. Da? Mă duc, mama care n-avea școală așa, o zi și ea de la doctor că există virus și să ții copilul departe. Și când e frig afară și dacă tușește și strănută, înseamnă că a luat un virus. Atât o înțeles femeia. Nu vine doctorul Hamar și zice, nu există niciun virus. Vine biologul Anca și zice, fraților, 200.000 de euro că îmi arată un singur virus. Da? Nu. Acum, există, nu există, habar n-am. Eu în facultate de medicină n-am văzut și o grămadă de alții. Inclusiv prof de-a mei care au zis, bă, nici noi n-am văzut, dar am luat de bun ce ni s-a zis. Nu, eu nu iau de bun ce mi se zice până nu-l văd. Și până când nu văd că ceea ce văd la microscop demonstrează cu mare caracteristicile alea asupra țesuturilor pe care le dictează sistemul că există virus, până atunci am sorry, dar nu. Știi? Eu sunt din familia scepticilor, nu știu un om mai sceptic decât mine pe lumea asta. Eu vreau să văd. Da? Asta nu înseamnă că nu există, da? Doar că dacă eu am văzut numai lebede albe, nu înseamnă că nu există lebede negre. Dar tot ce pot să zic, că toate lebedele pe care eu le-am văzut sunt albe. Na, raționament inductiv și deductiv, asta ne salvează de fapt. Da, ok, să-ți pui întrebări. Mă, frate, faptul că eu le-am văzut nu înseamnă că nu există. Dar faptul că n-am văzut și nu au văzut nici alții, e o șansă să nu existe. Care este preț? Atunci fiecare se adaptează la realitatea în care crede. Care este prezentul și care este viitorul medicinei germanice în lumea mare și în lumea mică, adică în România? Ai, în lumea mare e evident combătută, dar foarte serios. Adică dacă vreun medic în Germania, Austria sau alte țări zice că face medicină germanică, îi se ia licența de practică și nu ai mare tărăboi și nebunie. La noi, și dacă nu, adică pe mine nu mă interesează să zic oamenilor că fac medicină germanică, pe mine ce mă interesează e ca omul să înțeleagă cum funcționează biologicul lui. Și după ce ești tine, decât să alegi cu viața ta să faci ce vrei. Că te duci la doctor și transferi lui responsabilitatea pentru viața ta când ăla nu știe nici ce mânci, nici ce gândești, nici cu cine te întâlnești, nici care sunt relațiile tale,
Da, când cele mai mari studii din astea, din istoria lumii, astea făcute pe 100 și ceva de ani, la care au participat și Kennedy și alții, zic clar că singurul lucru care ne ține cu toți boi acasă e calitatea relațiilor pe care le avem cu noi înșine și cu ceilalți. Asta mă interesează pe mine la oameni. Care e calitatea relațiilor pe care le ai cu ceilalți? Care e calitatea relației pe care ai cu tine? Dacă tu ai o relație bună cu tine, n-ai nevoie, nu o să ajungi să ai nevoie de doctor. Ai nevoie de doctor în momentul în care relația cu tine e pe apa sâmbetii, când ție nu-ți place de tine, când ai fost dresat să consideri că nu ești destul de deștept, nu ești destul de frumos, că na, vezi tot felul de repere în mass media și peste tot care zic că mama ar trebui să fii 60-90, 90-60-90. No, și vine generația copiilor noștri care zic și dacă eu am 150 de kg, ce? Eu mănânc pe corpul meu, dacă o să vreau vreodată să am alte chile, eu Da, și te uiți la ei și zici, Doamne ajută, că există în sfârșit prima generație care zice, voi nu mai ziceți ce e normal și ce nu e normal pentru viața mea. Super. Da. Da. Și că eu nu vreau să mă încadrez în bareme, eu nu vreau să fac copii pentru că zice lumea, eu nu vreau să am o relație cu o femeie sau un bărbat pentru că zice lumea. Eu vreau în primul rând să fiu eu și când o să fiu mulțumită de cine sunt și ce fac și după ce am trăit tot ce vreau eu să trăiesc pe lumea asta, mai discutăm. O să mă mai inspir de la voi dacă mă plictisesc, dar dacă nu o să mă plictisesc niciodată, dispăreți cu părerile voastre din viața mea. Da, și super tare generația asta, da. Mâncă jar părinții care au copii de ăștia. Cred că va exista o concurență, ca să nu spun război, ca să nu spun conflict, ca să nu spun altceva, între medicina germanică sau germană și Nu, medicina pentru că, asta nu, de știi de ce cabinet n-ar... medical de la noi sau de spital. Din punctul meu de vedere n-ar trebui să existe, pentru că știi cum e, pacientul se convinge singur. Medicina germanică nu încearcă să convingă pe nimeni de nimic. Zice, mă, din punctul nostru de vedere, din experiența noastră, da, sistemul medical, cel puțin pe mine și pe o grămadă de alții, ne-ar fi trimis acasă să murim. Du-te, mort copt, eu era, trebuia să mor de acum 21 de ani, 22 cel puțin. Da, sunt în viață. De ce? Pentru că nu m-am dus pe ce zicea sistemul medical. Pentru că nu m-am dus, pentru că nu mai vreau nici măcar să mă opereze. Că nu mai aveau ce și că le era frică că o să mor pe masă. Și se mai încărcau cu un cadavru pe catastif. Și atunci asta nu le convine. Când ai riscul să mori pe masă, nu, chestii, procuratura nebunie, Da, te-am nu întrebat le și în place. prima parte a talk show-ului, dar cred că am trecut prea repede peste răspuns. Leucemia a apărut între prima și a doua întâlnire pe care ai avut-o cu cancerul? Nu. Nu, leucemia a fost prima. Bine, prima întâlnire cu cancerul a fost la mine în familie, în care Am mureau ăștia înțeles. de cancere pe capete, după care m-am trezit eu cu leucemia, chiar după ce a murit tata și m-am simțit eu vinovată că l-am obligat să facă ce n-o vrut, după care am făcut cancerul de colon și după care am mai bifat încă vreo două. Am înțeles. Da, mi-a fost foarte clar care au fost conflictele. Și dacă prima dată mi-au luat 9 luni, a doua oară mi-au luat 6 luni, a treia oară mi-au luat o zi jumate să fac să dispară o tumoră. Da, între timp m-am jucat cu mine cât în capăt. De ce? Pentru că mi-am dat seama că îți vraiște cu capul dacă am ajuns să fac cancer. Că viața mea, vorbesc cu o grămadă de instanțe în capul meu. Mama, societatea, bunica, mătușa, tata, toată lumea are ceva de zis la realitatea mea. Și la un moment dat m-am întrebat, bă, dar eu cine sunt? Eu ce consider că e adevărat din toate astea? Dar de unde știe mama chestia asta? De unde știu că e așa? Și am început să pun la îndoială toată autoritatea lor. De ce? Pentru că atunci când suntem copii, nu putem să punem la îndoială autoritatea mamei, că mama cu 7 clase știe că există sau nu există virus. Până ne-am ajuns la facultatea de medicină și nu mi-am dorit să văd și am zis, frate, eu când plec din facultatea asta nu o să zic la niciun pacient că există virus până nu văd unul. Sorry. Nu cred în viroze până nu o să văd virus. Da, cu siguranță se întâmplă ceva, văd simptomele la om, dar nu cred că sunt dată de virus. No, și-a venit Hammer și explică de ce toate simptomele astea de gripă sunt fază de reparație a unor conflicte de separare banale. Separarea copilului de mamă, că mama se toarce la serviciu, separarea între părinți, tot felul de separări. Deci nu... Da.
Prin ce este chirurgia de lumină? Parcă am citit bine aici, da? Da. Da. Ce este chirurgia de lumină? Există mai multe școli. Asta e din program sau e din curiozitățile este tale? Este de pe blogul tău. Știu că de pe blogul meu, numai... Din programul din desfășurător? Nu. Din desfășurător. Este extra tău. Desfășurător. Ok, că mă gândeam dacă vrei să epuizăm ce e pe desfășurător și îți răspund și cu chirurgia de lumină. Dacă sor că am epuizat, da, e ok, dar... Nu s-au epuizat, că eu aș, cum să spun, aș intra în... Aș face câte o emisiune pe fiecare temă, pe fiecare subtemă. Hai facem să zic dacă... așa, dar... Hai că... O să facem dacă vrei. O să, dacă ești de acord. Că nu intra și... zilele în sac, vorba exact. Aia. Vom discuta dacă vrei săptămânal, că mie îmi place extraordinar să discut cu tine. Auzi, săptămânal nu pot să-ți promit, nici la 2 săptămâni, dar poate o dată de 2 ori pe lună. Să rămână cu... mult de tot, să rămână mult de tot. Nu, deci putem să luăm până te plictisești de toate temele. Cu cea mai mare, nu, că de acum stăm 2 ore pe o singură, mă rog, subtemă. Că înțeleg că despre medicina germană putem discuta mult, dar luăm, nu știu, autovindecarea și acolo insistăm. Dar vorba ta, n-au deci, intrat știi emisiunile cum e autovindecarea sac. Are, de fapt, sub ea toate celelalte de la, okay. În primul rând, gândire și după aia explicațiile pe care... Eu n-am știut de medicină germanică nici prima dată, nici a doua oară când m-am vindecat de cancer. Deci pur și simplu mi-am pus întrebări de bun simț, măi, am contribuit cu ceva la chestia asta, de ce? Pentru că dacă sunt de partea efectului și în corpul meu se întâmplă niște mutații asupra cărora n-am niciun control, că păi, e un trigger, Dumnezeu știe de unde, o plurifactorialitate, cum zice medicina, păi frate, nu se pupă, că eu nu fumam, nu consumam alcool, nu de aia, nu de aia, adică eram cu minte, dusă la biserică, nu înțelegeam de ce aș face leucemie, de ce aș face cancer de colon. Da, de ce am făcut cancer în zona rectului spre anus, când, da, mă gândeam, prostii cu partea a corpului n-am făcut, că zicea lumea, mă, păi, caracteristic la homosexual, bă, nu, nu se pune. N-am, adică nu... Nimic din plurifactorialitatea voastră nu se întâlnește la mine. Dar în momentul în care mi-am pus întrebarea, cum o zis tata, mai corpul inteligent, fiecare organ știe el ce face. Și m-am întrebat, ok, ce face zona aia de la rect încolo? Păi lasă să iasă ce nu mai poate să absorbă din rahat. Ok, și am zis, super, no, eu las să iasă din viața mea oameni care relația cu ei a devenit super inutilă și mai degrabă o povară decât... o bucurie. Las iasă din viața mea și din mintea mea gândurile despre oameni și despre alte cele că n-ar fi ok. No, și atunci am început să-mi schimb complet felul de a gândi și am început cu bărbatul meu. Și aici, apropo, m-am dus exact unde trebuie, la relații. Și la cea mai apropiată relație în momentul ăla și cea care îmi dădea cel mai tare de furcă. Și m-am uitat la el și am zis, mă, ăsta e un tip super fain din multe puncte de vedere, dar n-are ce să caut în viața mea. Nu știe nimic despre mine, nu-l interesează omul ale filmului pentru o grămadă de alte femei, da, pe care nu le interesează decât exact cât le poate oferi, e perfect. Dar mie nu poate oferi ce am nevoie. El nu-l interesează care sunt nevoile mele, numai nevoile lui. Ok, nu vreau într-o relație de genul ăsta, mulțumesc. Da, și în momentul în care am încetat să-l mai judec și să-l fac în toate felurile, să-l văd inutil, bun de nimic, rahat de om și toate cele, dar efectiv când mă uitam la el, vedeam un rahat împuțit. Da, pentru că asta am auzit la acasă, când era mică, rahat de om, rahat de situație, rahat de tot, era de cacao. Apropo de maimuțică. Exact, numai că diferența dintre părinții mei erau că ei au aflat chestiile astea la o vârstă la care puteau să discearnă. Și să realizeze că un anumit lucru nu-i de rahat, ci pur și simplu nu mai e util pentru tine și atunci trebuie să găsești soluții. Eu nu aveam soluții, eu aveam numai rahat. Și cel mai mare rahat eram eu. De ce? Pentru că dacă stau cu un om din ăsta, eu cum o să... Să ne ierte CNA-ul că folosim termeni din ăștia foarte potriviți de altfel pentru a explica tu ce vrei să transmiți. De a pune subtitrare. Sunt o grad de emisiuni numai cu subtitrare de felul ăsta.
în care Bun, sau din deci. care nu învățăm absolut nimic. Dar avem subtitrare, avem, acolo stăm perfect, să știi. Deci, din punctul meu, dacă puteți să faceți, puneți bip, bip pe ele. Da. Deci. Scuză-mă că te-am întrerupt, continuă. Da, e în regulă. Da, și pentru că asta am auzit, pur și simplu, asta am auzit, arbitram acasă, totul era din materie din asta, nu? No, ok, și atunci. Ei având instrumente, eu n-având, biologic nu s-au adaptat cum o știu, numai că el s-a străduit să scoată materiile fecale pe care le aveam eu în cap din colon, pentru că în biologic nu există fecale la mansardă. Și atunci, din efortul pe care l-a făcut în inițial de lubrefiere și de ce știe să facă corpul într-un mod super inteligent, no, asta a făcut. Când am înțeles și nu a mai fost nevoie să scoată nicio ciocolată din corpul meu, nicio situație de cacao, nicio ființă de cacao. De ce? Pentru că i-am reinterpretat. Am început să mă uit la, da, ok, tatăl copiilor mei, pot să mă rog pentru el să îi dea Universul și Dumnezeu să vadă lucrurile altfel și să îl intereseze și de alții, nu numai de el, să se maturizeze, să iasă de la vârsta aia la o altă vârstă mai matură decât asta. Da, asta pot să fac. De ce? Mi-aduce o stare de bine mie, în primul rând. Recadrându-l, repoziționându-l în ființa mea, în mintea mea. Nu-l onorează nici pe el, nici pe mine să-l văd de cacao. Și bașca îmi fac rău mie și le fac rău copiilor crescând în supa percepțiilor mele despre Tasu. Da. Ai Pentru că eliminat practic sursele alea de de la sursele alea care nu au fost. nesecate, No, nesecate. exact, sursele nesecate sunt secabile în momentul în care avem disponibilitatea de a nu mai da vina pe el pentru nenorocirile și suferințele din viața mea. Viața mea nu a început să fie de cacao cu el. Dar au avut ocazia să se vindece foarte mult din cacao din viața mea odată cu el. Să-mi dau seama că nu există om de cacao, că există oameni și există oameni cu suferințe, cu rănile lor din copilărie și că dacă omul nu vrea să schimbe nimic, asta este. Dacă omul vrea să schimbe super tare, dar schimbarea vine din interior, nu din afară. Că dacă nu te doare destul ceea ce vezi în afară și ce simți în interior, nu o să ai nicio motivație să o schimbi. De asta le zic oamenilor cu care lucrez, fraților, de felul în care vă faceți jurnalul și ordine în fișierele voastre, de asta depinde sănătatea voastră. Eu la fel de bine cu mine mă culc, cu mine mă trezesc. Și cu gândurile mele și cu emoțiile mele și cu stările mele. Da, astea au răsunet în interiorul meu și știu exact ce am de făcut. Crina, de când datează medicina germanică sau germană? Când s-a inventat sau când a inventat-o doctorul Hammer, da? Nu Zic bine? neapărat s-a inventat. Doctorul Hammer nu neapărat a inventat-o, ci cumva fiul lui a fost ucis de copilul familiei de Savoia, care o câștiga procesul, deși ăla îl împușcase pe fiul lui Hammer. Hammer a fost Informatorul foarte șocat că pozitiv. el venea, nu, Exact. neamțomul de felul lui, el vroia dreptate, numai că într-o Știu, anumită dar am lume, acolo vreau cu să un dau anumit bateria. statut, nu prea mai există dreptate. No, și ăsta a fost foarte șocat și dincolo de faptul că fiul s-a murit în brațele lui, Hammer fiind și un foarte bun chirurg, a revoluționat aparatura de chirurgie, deci super tare, omul, un geniu de super magician, se uita pe un CT-ul, pe o tomografie computerizată a omului și putea să-și spună și la ce vârstă și cam în ce perioadă a avut mâna ruptă sau ce ai gândit și cum te-ai certat cu copilul, adică, na, dar o și văzut zeci de mii de tomografii, nu ca mine sute. Da, și mie îmi zice lumea că, mamă, ești magiciană, că vezi nu știu ce chestii. Am zis lui unul, mă, tu ai avut niște tumori în trecut. Și ăsta zice, nu e adevărat. Și după așa aminti, zice, doamnă, știți că am fost chiar operat de o tumoră pe lângă ficat. Și exact cum mi-am arătat-o acolo pe tomografie, zi, mă, tumora ta era undeva între ficat și plămân. Și zice, într-adevăr, acolo, zice, mi-au găsit și doctorii tumora. Da, se vede chestia asta pe tomografie, dacă știi să o citești. Nu trebuie să fii magician. No, și doctorul Hammer, practic, în momentul în care a murit fiul său, a făcut un cancer testicular și nevastă s-a făcut cancere multiple. Și, no, pe ea au aplicat tratamente clasice și au murit, și pe el au zis, bă, și cu și fără,
tot acolo e prognosticul, adică de ce să mai bag și alte degradări în corp dacă și insuficiențe organice pe care le dau citostaticele, mai bine pas. Da, și a început să-și studieze, s-a operat și și-a luat testiculul la procesat și a văzut că nu are decât niște celule specializate care să producă testosteron și a zis, la ce înger îmi trebuie mie celule producătoare de testosteron? Și atunci a început să gândească biologic, nu numai rațional. Și a zis, bun, ok, pe ce face testosteronul în corpul bărbatului? Îl face mai valabil ca să aibă un act minunat prin care să producă pe lumea asta un copil. Păi tocmai plecase copilul, tocmai plecase partenera din lumea asta. Da? Deci, practic, el vrea să înlocuiască pierderile suferite. Și în momentul în care după a început să stea de vorbă cu pacienții în clinică, nu mai venea să meargă acasă și a început să vorbească și după ce a stat de vorbă cu vreo 31.000 de pacienți, timp în care îl visa inclusiv pe fiul său care îi arată unde să se uite, ce întrebări să-și pună, a pus bazele noi medicini germanice. Nu s-a întâmplat peste noapte, a fost un interval, o perioadă, undeva de prin 79. Am înțeles. Adică nu e o pică a fi să Hammer toate free download, channeling și alte vrăjele. Omul efectiv o experimenta, s-o uita pe tomografii, o sta de vorbă cu oamenii, le-o asculta poveștile de viață. Eu întreba, mă, tu ai trecut printr-un șoc, inițial a început cu ea cu testicule, după aia cu ovare, cu sâni, cu... Nu, ce avea și el, că el își făcea lucrarea de teza de postdoctorat din tumori cerebrale. Nu. Deci l-a pus Dumnezeu să studieze chestiile astea și să-i arate imaginile alea de ținte concentrice, să întrebe la firmele de tomografe, să zică că fraților e artefact și să zică că nu pot să fie așa artefact din capul pacienților tăi, mai ales dacă o repeți și nu ți apare la toți pacienții și la același pacient îți apare. Și dacă nu crezi, schimbă și tu aparatul și o să vezi. Și dacă tot îți apare, înseamnă clar e din capul pacienților tăi. Și atunci a început să întrebe, bine, bine, dar ce înseamnă astea? Și a început să vadă că la unii inelele concentrice nu mai erau perfect concentrice, ci voalate și apărea o glioză reactivă, adică țesutul nervos, neuronii erau înlocuiți de celule gliale care se transformau în neuroni și au fost wow. Da, și a început să pună foarte multe întrebări. De asta omenirea merge mai departe prin faptul că anumite exemplare își pun întrebări. Nu de la cei care iau de bun tot ce le pară măleiață. Așa este. La, în gură la nătăfleață. Carina, îți mulțumim mult de tot. Amânăm răspunsul și întrebarea și răspunsul obligatoriu pentru data viitoare. Cu chirurgia de lumină. Pentru că ia-o simplu, gândurile noastre funcționează ca un laser. Ele sunt o canalizare de energie și de lumină. Și prin felul în care noi ne canalizăm energia, cum zicea Hristos, vindecați prin punerea mâinilor, da, dar nu pui mâinile alea decât cu intenția de a vindeca. Și chirurgia de lumină nu face decât să folosească intenția noastră de vindecare transferată corpului și psihicului și sufletului unei ființe. Și există mult mai multe școli care bagă tot felul de algoritmi, de programe, de... Na. Au făcut unii din... Au pornit de la o chestie mică și au... Na. Au făcut din ea niște tehnici, astfel încât să țină mintea terapeutului și a pacientului focusată pe actul vindecării. Am înțeles. Mai am o întrebare care n-are nicio legătură cu desfășurătorul emisiunii. Ce mai e pe la voi pe acolo prin Cluj? Când e... Perioada aia cu castanele, cu piureul ăla de castane, cu aoleu ce bunătate. Da, stai un pic, castanele nu-s de la Cluj, sunt de la Baia Mare, noi n-avem decât castan sălbatici. Nu știu, eu la voi am mâncat. Am mâncat o... Vezi, apropo de chestia asta, faptul că tu ai mâncat apropo piure de castane de tradiție, la Cluj, apropo de tradiție. Nu înseamnă că are Clujul vreundeva vreo plantație de castani sau cineva prin curte vreun castan. Am înțeles, deci am putea să facem de aici la Buzău. Am înțeles, ok. 45 de ani acolo și nu știu nicio persoană care să aibă un castan în curte. În schimb, am o grămadă de prieteni de la Baia Mare care veneau cu sacoșele de castane de acolo, de la ei din ogradă. Am înțeles. Dar vărzăria mai este? E un restaurant cu vărzărie, cum îi zice la ăla? Pe un gang așa, am fost eu astă vară, sigur. Da, mă rog. da, era vărzărie. Da. Vezi, am fost eu astă vară și am mâncat extraordinar de bine acolo. Dacă ai fost, înseamnă că este, dar nu știu ăștia cu legile lor, cu baz deschise, baz închise. Era deschis astă vară. Era deschis fără probleme, am mâncat. Super.
Aveți un oraș Acolo extraordinar. în zona era mâncare bună, într-adevăr, acolo ne duceau și părinții când na, cumva ne scoteau în oraș, era ceva bun acolo. Știi, vorbea gătit cu suflet și cu drag. Exact. Adică se simțea că e mâncare gătită, nu niște congelate care ți le bagă cineva la microunde și zice nu, Exact. cască gura înghite și consideră că ai mâncat. Exact. Am fost astăvară, mi-a plăcut la nebunie. Am revenit practic în orașul vostru, că am mai fost de atâtea ori. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Arată foarte bine. Ai ce să faci. Păcat că încă nu Eu s-au nu prea deschis stau prin Cluj, sălile de dar m-am născut spectacol. aici, mi-e foarte drag Clujul, dar cumva, mi-e dragă toată lumea, așa că de la Kilimanjaro și până la țară. Am înțeles. Mulțumim mult de tot, Crina Vereș. Mare drag. Promite-ne că vei accepta invitația de a reparticipa la talk show. Cu mare drag, că Să rămână mult de tot. e minunat să povestesc cu tine când apoi întrebări deștepte A, să rămână, să rămână. Nu, no, nu, no, nu, no, că mi-am un cap, nu mă lăuda. Nu, și mai mare să nu mai pățesc stați vreun șoc prim, adică, cum emoțional, să Doamne zic, ferește. numai un pic, ești primul realizator de emisiune la care văd că omul își face temele și pune întrebări. Ceilalți o citit două rânduri, au impresia că nu o înțelegi ceva și pun niște întrebări de după aia nu știu cum se scot. Fii atentă, Crina, îmi șoptește colegul meu, Ovidiu Oncescu, atunci când o să vii în studio, în fizic aici, o să-l cunoști și pe el, e colegul meu din emisie. Spune așa, Crinei, adică să zic eu, și nepregătirea mea înseamnă pregătire, zice el, știi? Adică să facă o glumiță de asta, știi? Dar să știi că nu m-am pregătit foarte, foarte mult pentru emisiunea de astăzi. Am citit așa pe diagonală câteva Mai materiale. măcar ai citit pe diagonală, asta îți spun, că din ce ai citit te duce capul să pui întrebări deștepte, dar unii nu citesc nici măcar în diagonală, au văzut ei pe acolo niște chestii și au zis hai să facem o emisiune cu tanti asta, că nu, le crește ratingul și alte cele, dar noroc că nu le-am răspuns la ce ori întrebare. Să rămână mult de tot, Crina, ești o drăguță și abia aștept să ne reîntâlnim în talk show. La revedere, Eu toate cele mulțumesc de bune! invitație, seară frumoasă. La toată lumea, te-am pupat! Și viață minunată în continuare. La fel, mulțumim mult de tot! Acesta a fost talk show-ul din această seară. Am discutat cu doctorul Crina Veres, practicant al noii medicini germanice. Sănătate, fericire, pe mâine seară la orele 19. La revedere!